Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care vorbim despre începutul de an școlar 2018-2019. Reamintim în studioul Campus TV doamna inspector școlar Maria Monalisa Pleșa, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, și domnul profesor Ion Dobre, este lider al Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău. Începem a doua parte a emisiunii cu o informație de ultimă oră. Se extinde o zonă de supraveghere, din cauza faptului în județul nostru, din cauza faptului că în județul Brăila, în comuna Galbenu, a fost confirmată prezența virusului pestei porcine africane. Drept urmare, zona de supraveghere a focarului a fost extinsă și în localitățile din județul Buzău, respectiv Robeasca, Moșești, Ghergheasa, Bălăceanu și Amara. Mi-e și teamă să merg mai mult cu scenariile, așadar și zona care nu era atacată deocamdată e în supraveghere, iar DSV ia măsuri la această oră pentru această zonă de supraveghere, recensământul tuturor exploatațiilor porcine, circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private din zonele amintite sunt interzise, cu excepția aprobării de către autoritățile competente și multe alte măsuri stricte care trebuie puse în aplicare din cauza faptului că, iată, la granița cu județul Brăila, în comuna Galbenu, a fost confirmat încă un caz de pestă porcină. Reamintim, în județul nostru, în momentul de față, avem 3 focare, unul la Pănătău, unul la Pătrălagele și unul la Puiești. Ne continuăm discuția legată de educație. Chiar dacă a început anul școlar, înțeleg că încă se mai fac, să zicem, ultimele mutări, permutări, pentru ca toate orele să fie acoperite? Da, există un anumit calendar al mobilității cadrelor didactice. S-a organizat și în iulie și în luna august, s-au organizat toate etapele și în urma acestor etape, din 4760 de posturi la nivelul județului Buzău, doar 26 au fost ocupate integral sau chiar parțial cu personal didactic necalificat. Este puțin, este ceea ce s-a încercat și în anii anteriori și mai ales anul acesta. Încadrarea cu personal didactic calificat este o condiție necesară, obligatorie pentru asigurarea acestui învățământ de calitate. Și dacă îmi permite să completez, și cred că este de acord și domnul profesor Dobre, profesorul în contextul actual nu poate să mai fie doar cel care transmite informații. Copiii au acces la foarte multe surse de informații. Un profesor, un cadru didactic, pentru că vorbim de la grădiniță până la post-liceal, trebuie să fie și un formator, trebuie să fie și un mentor, să fie și un strateg și un antrenor. Copilul și un exemplu, bineînțeles. De asemenea, cadrul didactic și-a asumat, și sunt sigură că multe cadre didactice, foarte multe cadre didactice din județul Buzău, și-au asumat rolul de liant între generații. Este un rol social foarte, foarte important al cadrelor didactice, pentru că prin activitatea din timpul orelor, dar și prin activitățile extrașcolare pe care le organizează, cadrele didactice realizează această legătură dintre familie, comunitate, școală, dintre generații. Și cred că lucrul acesta va fi întărit în viitor. Da, mă uitam o informație apărută la nivel național. Știți ce a declarat domnul ministru la Colegiul Național din Miercurea Ciuc? Octavian Goga, Colegiul Național Octavian Goga din Miercurea Ciuc la deschidere, și am mai participat și la festivalul de deschidere a Școlii Generale Marton Aron din Sâmb-Duminic. Zice așa, domnul ministru, pentru cadrele didactice va exista un spor de supra-solicitare de 10%. Ia uziți. Doamne ajută! Pentru toți sau cum? Vreți să comentați? Vă rog.
Păi, cred că domnul ministru este puțin pe lângă ce se întâmplă în învățământul. Probabil se referă la învățământul superior? Nu, învățământul preuniversitar. Da. Eu cred că... Bineînțeles că dacă va fi o mărire sub orice formă ar fi ea, va fi salutată inițiativa și binevenită. Dar există deja o... Bine, nu mai e distinct. Acum s-a acumulat tot ce însemna un spor și ca să nu mai știi cum creștea sau cum era stabilit salariul tău în trecut. Eu știam că sunt purtate discuții în sensul în care se dorește ca 2022 să fie mutat ca efect al salarizării și mă refer la legea unică de salarizare care, după cum știți, va fi pusă în aplicare în integritatea ei, în totalitatea ei în 2022, se dorește aducerea acestei date în 2020. Dacă domnul ministru vorbește de o creștere acum de 10% și spor, înțeleg că... 10%. Spor. E o creștere până la urmă. Dar înseamnă că vizează anumite categorii de salariați din învățământ. Și noi mai avem și aceste exemple când vizau un segment foarte restrâns din salariații din învățământ și face trimitere către toți. Nu știu. Eu știu că la momentul ăsta se fac tăieri de salarii în foarte multe zone din învățământ, prin contabilități, secretariat, în general în personal didactic auxiliar. Mai nou au început și prin structuri care noi le avem la nivel, organizate la nivel județean, așa zise Câjâraie, centre de resurse județene, care aveau un spor de învățământ special și a fost luat acel spor inițial doar pentru contabili și secretari, dar la Buzău ne trezim și cu o listă întreagă de mentori, care mentori fac deplasarea în unitățile școlare din județ și lucrează efectiv cu copiii cu dizabilități, cu copiii cu nevoi speciale. Și integrați și, în învățământul sigur, de masă. Și aici le tai. Deci la noi avem un număr de 12 salariați de acest fel. Am o listă cu 14 angajați, deci la cei 12 se adaugă și secretarul și contabilul, cărora le-a fost tăiate salariile. Ori noi facem eforturi în momentul ăsta, am sesizat, am înaintat, am făcut demersurile necesare, pentru că este total anormal să reduci salariul indiferent cum. Și noi am avut o înțelegere cu cei din minister. Ei s-au angajat că indiferent ce măsuri vor fi adoptate prin legile care sunt permanent, într-o permanentă schimbare, să nu piardă omul din salariu până când legea care nouă sau prevederea ordonanță ce va fi nu va produce efectele în sensul în care ți ajunge salariul tău la nivelul prevăzut de acea lege. Deci nu poți să-mi dai cu salariul înapoi. Bun, și asta se întâmplă foarte. Ce creșteri salariale sunt anunțate pentru 2019? Concrete, doar era vorba de un 5%, dacă mi-aduc bine aminte, dar s-ar putea să mă și înșel. Pentru că până în 2022, ca să ajungem acolo, era o creștere etapizată cu un procent fix în fiecare an. Discuții, așa cum v-am spus, nu știm încă la momentul ăsta ce... Dacă se ia în calcul ceea ce a spus și dumneavoastră, anul 2020 pentru finalizare, dacă se ia în calcul și acest mesaj din declarația domnului ministru, dar și din mesajul domnului secretar de stat, cred că există interes pentru acest aspect al salarizării și al acordării unui statut motivant pentru cadre didactice. Da, rămâne să fie motivați și elevii, unii dintre ei.
Aici, în privința... Să zicem că sunt. În privința motivației este un lucru extrem de important care se pune nu numai la nivelul învățământului românesc, ci și la nivel internațional. Este vorba de un context social care ar trebui să formeze elevul astfel încât motivația să devină intrinsecă. Ați văzut peste tot, cred că sunteți de acord cu mine, acele mesaje. Să reușim să intrăm la cel mai bun liceu, să reușim la facultate. Reușita este o etapă. Bineînțeles că rezultatul pozitiv acordă, să spunem, o recompensă. Dar cel mai important lucru ar fi motivația, care ar susține de-a lungul întregii formări și mai apoi autoformare procesul acesta de devenire personală și profesională al elevilor. Dacă am putea înlocui, și cred că se fac demersuri și cadrele didactice sunt conștiente de acest lucru, verbul a reuși prin a motiva. A motiva elevul să învețe de plăcere, să învețe pentru că ceea ce îi prezintă școala răspunde nevoilor lui sau unor nevoi pe care le prezintă viitorul. Această motivație este foarte, foarte importantă și sunt sigură că există componente foarte, foarte durabile în punerea în aplicare a motivației. De exemplu, un aspect motivant ar fi orientarea școlară a elevilor către filierele care să le dezvolte pasiunile, abilitățile. Și în cazul acesta, învățământul profesional la Buzău poate reprezenta pentru unii dintre elevi, într-adevăr, un învățământ motivant, da, care le va asigura și reușita. Bun, am înțeles, ce te faci când vezi că toți factorii implicați se dau peste cap pentru a atrage câte un elev și ei nu prea vin. Părinții nu. În momentul în care va fi convins și motivat să facă acel lucru, să știți că bun, și va face cu foarte multă dăruire. Și pe părinți. Pentru că sunt părinți care nu acceptă ideea să-și ducă copilul la un liceu din acest tehnologic. Da, este adevărat că în societatea românească chiar există o amenințare. Dacă nu înveți, ajungi la profesională. Eu cred că poate fi prezentată sub aspect pozitiv acest aspect în cazul în care dacă înveți și dacă ai anumite calități, abilități, într-adevăr, drumul cel drept care îți va asigura și reușita în viață este către învățământul profesional. Și vorbeați despre eforturile multor unități de învățământ, de profil, pentru a atrage elevii. Sunt, într-adevăr, discuții. Merg profesori, merg elevi în școlile gimnaziale din liceu pentru a le prezenta. Sunt de asemenea multe licee profesionale din Buzău care au obținut fonduri din proiectele europene Erasmus și care realizează acele stagii de pregătire chiar la nivel european. Da. Pentru că unii dintre acești tineri își vor practica meseria. Este vorba de colegiul tehnic, de liceul Grigore Moisil, de liceul din Vernești, care de curând au avut alte proiecte aprobate. Toți acei elevi care vor participa la acele mobilități vor avea un alt orizont în ceea ce privește meseria pe care o vor practica. Dar da, și profesorii... Să ținem cont de context, totuși. Noi am trăit o dramă cu noi cei din... sau învățământul a suferit o dramă. Vizionarii ăștia care toți s-au perindat pe la șefia ministerului n-au văzut și în viitor. Ei au gândit pe moment. Și să nu uităm că un ministru a desființat învățământul profesional. Acum ai putea să-i găsești oarește scuze pentru că gândești și contextul. Degeaba cumva spunem că părinții amenință cu profesională. Nu de mult, nu cu mulți ani în urmă, te duceai la profesională să faci ce? Pentru că nu găseai nimic de muncă. Noi abia acum am ajuns și ne-am trezit pentru că nu mai există, nu mai se caută forță de muncă absolut în toate domeniile. Dar în trecut, să ne aducem aminte că plecam pe capete din țara asta pentru că nu găseam absolut nimic să facem în țară. Și în contextul industriei. Și mai mult decât atât, dacă reușeai să te angajezi undeva,
erai plătit și privit ca dacă era un patron neșcolit, tu erai sclavul lui. Cam așa te privea. E, în contextul ăsta, și de câțiva ani s-a schimbat, e adevărat. Perspectiva. Dar acum eu zic că noi ar trebui să luptăm foarte mult cu abandonul școlar, pentru că avem mari probleme în zona asta. Avem probleme în a-i conștientiza pe oameni datorită sărăciei, e adevărat. Nu numai pe copii, pe adulți, pentru că de acolo, părinții de acolo pornesc cele mai multe. Și nu știu dacă ne vom trezi prea curând, pentru că avem nevoie de o voință politică, avem nevoie de legi. Care se, degeaba mergem noi pe capacitatea cadrului didactic de a gestiona, de a îndruma, de a trece de la un transmițător de informații la modelarea asta, eu știu, formarea copilului prin auto-educare. E mai greu. Dacă omul vine de acasă cu un bagaj sau cu o educație precară, el nu a văzut niciodată ce înseamnă să trăiești în societate, el știe că tata vine acasă, dacă vine de la muncă sau din altă parte, într-un anumit fel, mama nu poate să deschidă gura acasă, că dacă cumva atmosfera este încinsă, se întâmplă și alte lucruri și acolo trebuie să intervenim, pentru că nu știu dacă a convenit sau convine multora situația asta și vedeți, tot mai des se pune problema asta. Votanții pentru o anumită sferă vin din zona asta. Și dacă tot mergem așa și nu mai încurajăm nemunca, clar că nu o să încurajăm prea mult nici școală. Un loc de concluzii, suntem pe final de emisiune. Un loc de concluzii, vă rog. În rol de concluzie, apropo de ceea ce am discutat și ce ați lansat și dumneavoastră, anul școlar 2018-2019 ne va oferi, sunt sigură, multe provocări, dar este un moment în care trebuie să gândim foarte bine, să ne asumăm noi în calitate de cadre didactice rolurile pe care ni le-am asumat de la începutul carierei noastre și de asemenea societatea să contribuie la această îmbinare armonioasă și benefică pentru dezvoltarea copilului, care este în centrul activităților noastre. Vă rog, domnul Dumnezeu. În concluzie, din punctul meu de vedere, lucrurile nu se schimbă esențial. Prin urmare, încă o perioadă de timp și nu numai anul ăsta, ne vom lovi de multe neajunsuri în învățământ. Mult succes tuturor celor implicați în educație. Mulțumim. Mulțumim. Elevilor multă răbdare, să aibă răbdare, să înveți. Să fie motivat. Altfel nu se poate. Dacă nu înveți, s-ar putea ca la un moment dat să regreți. Mai devreme sau mai târziu, ca de obicei, la final de emisiune, vă spun căutările zilei de astăzi pentru zona Micro 3. Pe Google. Ce s-a căutat cel mai mult pe Google? Loto, numere câștigătoare, vremea, prognoza meteo, da? Insula Iubirii și Exatlon. Insula Iubirii. V-am băgat în ceasă? Insula Iubirii e un reality show în care vin niște cupluri și se înșeală între ei. Adică e o chestie din asta așa, super educativ. Foarte educativ. Da, astea sunt cele mai multe căutări de pe Google în ziua de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați invitat și că am avut ocazia să discutăm și cu reprezentantul Campus TV și să fim alături de telespectatorii buzoieni, ceea ce înseamnă un nou început și sperăm noi și le dorim tuturor sub semnul eficienței și al succesului. Zicea cineva, învățați, învățați, învățați. Nu contează cine zicea. Da. Mulțumim încă o dată, le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV la 19:30, urmăriți jurnalul principal al zilei. Numai bine, la revedere!